Ministrul traseist al educației, împreună cu Florin Câțu, i-au lăsat de izbeliște pe studenți. După ce i-au obligat să facă teleșcoală sau facultate prin telepatie, iată că acum îi pun în situația să se teleporteze sau să meargă în centre universitare pe covoare zburătoare, întrucât guvernul, vezi Doamne, nu mai are bani să le plătească drumurile. În același timp, chiar mâine, prin aprobare tacită, este scutită o sumă enormă de la plata către stat. Sunt scutite Raiffeisen Bank și BCR de numai puțin de 400 de milioane de lei. Dintr-un cont de ei. Nu vă e puțină rușine pentru acest cinism?